Salutare oameni buni, aici Unciu aici și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Let's Play. Astăzi voi juca Briforce. Și poate unii dintre voi se întreabă: băi Ciunciu, ce căcat e jocul ăsta, frate? Ce dracul e mizeria asta? De ce nu joci Minecraft? De ce nu faci concurs de construit? E bine, dragii mei subscriberi, dragii mei prieteni, acest joc este unul dintre numeroasele jocuri care le jucam când eram, nu știu, când aveam 7-8 ani, când le jucam în copilărie. Haideți mai întâi să vă spun o mică poveste și apoi o să vă și zic ce e mai exact jocul ăsta. Nu vreau să dureze ceea ce fac eu aici mai mult de 6 minute sau 15 minute. Nu știu, pentru că mi se pare inutil să dureze atâta. Jucam inițial jocul ăsta când aveam, cred că, 7 sau 8 ani. Nu mai știu exact când. În orice caz, de mult, când a apărut el pentru prima dată, când căutam eu jocuri de-astea gen Minecraft. Atunci mi se pare că era la versiunea de Minecraft 1.2.5. Nu mai știu exact. Și, na, mi-am făcut cont chestii de-astea gen când s-a deschis jocul, că jocul nu a apărut încă oficial, urma să apară. Și am zis, bă frate, hai că să încerc. Știi? Și mi-am făcut cont pe ăsta, am jucat, mi s-a părut fain, am jucat jocul ăsta, e și pe levele, observați aici în tab se vede și rangul. Rangul care l-am înseamnă rangul 17, level 17. Bă, pana mea, și am zis că ok, e interesant jocul, l-am jucat. Și după o perioadă de timp nu m-am mai interesat de jocul ăsta, nu mi-a mai păsat, nu mi-a mai plăcut, nu știu ce s-a întâmplat, nu l-am mai jucat. Și acum un tovarăș de ăsta de-al meu mi-a zis, hai bă să joci și tu ăsta cu mine. Hai că e mișto, hai că nu știu ce. Frate, m-a frecat ăla la cap până când a zis, bine mă, hai să ne jucăm. Și când să-mi fac cont, surpriza pentru mine era, eu bineînțeles că nu mai știam ce și cum. Surpriza pentru mine a fost că eu aveam deja cont. Și am jucat pe ăsta, am continuat pe ăsta. Destul de făinus jocul. Și acum câteva mici detalii așa despre joc, ce e ăsta. E bine, acest Briforce este un first person shooter, după câte v-ați dat seama voi deja de lucrul ăsta. El îți permite să-ți customizezi caracterul, poți să spui gen pantaloni, o pălărie nouă, o fățucă de-aia nouă, mă rog, un cap de la nou. Îți permite să-ți cumperi alte arme, voi vedeți că eu am niște pistoale aici și ceilalți joacă cu alte arme. Jocul are multiple game moduri de jucat, deci nu e numai acest Team Deathmatch, care by the way, eu acum mă aflu pe mapa Dust 2 din Counter-Strike. Da, 1.6 și Global Offensive. Are game moduri precum cel cu zombie, Free for All, Capture the Flag, Objective cu planting, cu bomb planting, în care vă dați seama, două echipe teroriști bla bla bla, plantează bomba, chestii. Uite-l. Avem sniper. Și mai are vreo două sau trei game moduri pe acolo. În fine. Alt lucru foarte fain ce îți permite în acest joc este că tu poți să upgradezi arma. În ce sens? Poți să o upgradezi psihic, nu fizic. Îi poți upgrada gen reculul, fire rate-ul, muniția pe care o cartu și toate chestiile astea, transformând arma într-o armă mult mai OP. Bineînțeles, există și arme mult mai bune și mult mai mișto upgradabile și cristale de-alea. E ca la un MMO jocul ăsta cu upgradatul. Nu știu dacă știți acele jocuri MMO care cer cât un socket sau câte ceva ca să-ți upgradezi arma, gen cam așa e și aici. E ceva asemănător și aici. Nu e ceva foarte diferit. Și pana mea, nu știu, am zis că v-ar plăcea așa un scurt gameplay, că serie sigur nu fac cu ăsta, pentru că nu se uită nimeni, ceea ce e păcat, mare păcat. Dar am zis că, bă, măcar un gameplay să fac și eu. Am și eu un videoclip filmat, poate vă place, poate nu vă place. Nu mă aștept totuși la foarte multe like-uri de la chestia asta.
Dacă vreți să-l luați și voi, dacă vă place acest joc și vreți să-l încercați și voi, este free pe Steam, dar îl puteți downloada și de pe site-ul oficial. Brickforce EU se găsește pe Steam și aparent am și terminat pe site-ul oficial, nu mai știu, brickforce.com sau ceva de genul. Și dacă tot am terminat atât de repede, asta e, să dau muzicuța asta un pic mai încet. E drăgălașă. Parcă jocul ăsta a fost făcut pentru mine. Un joc așa, nu știu, cu sunețele de-astea văforoase. jocul îți mai oferă și posibilitatea de a-ți crea tu un clan al tău și de a avea, bineînțeles, prietenii tăi cu care să joci, gen... Cum spuneam, poți să-ți faci propria ta hartă de aici. Am făcut și eu... Mă rog, astea sunt hărți făcute de alți oameni. Am făcut și eu, mi se pare. Și poți să pui gen, dacă vrei să coste harta când o downloadezi, bla 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 bla. Hai să vă arăt și inventarul, cam ce am eu pe aici. Deci cam ăsta ar fi omulețul meu, l-ați văzut și un pic mai înainte. Cam cu chestiile astea sunt eu echipat. Un pistol la brâu și o cheie și o grenadă în piept. Și căscuța asta foarte faină care am primit-o a fost gratis când m-am înregistrat și am și upgradat-o un pic. Și de aici pot lua tot felul de chestii, numai că astea cam costă totuși. Putem să cumpărăm prin tokenuri sau putem să cumpărăm și prin force points. Și gen, puteți să luați arma pentru o zi sau o lună sau o săptămână, etc, etc, etc. Na, eu pe parcursul timpului vă dați seama că am să-mi personalizez caracterul, o să arate mult mai bine, în momentul de față e cam ordinar și nu prea am bani, ci drept strâng totuși bani pentru ceva arme mai bune care să genereze astfel un avantaj în fața inamicilor. Cam acesta a fost și cu acest gameplay. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și vă rog frumos, în secțiunea de comentarii, lăsați părerile voastre, liniuță, sugestiile voastre pentru ce jocuri să mai joc, cu ce jocuri să mai fac serie. Vă rog, cuvântul vostru este foarte important pentru mine. Nu trăiesc fără cuvintele voastre în secțiunea aia de comentarii. Eu am fost Aiciuncio, până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună și multă baftă. Pa!